Bună și bine ați venit pe Tarotada. Vreau să facem o etalare pentru ziua de 17 noiembrie, vineri, să vedem ce se va întâmpla, ce va fi, ce aduce această zi și pentru care dintre noi. Este o energie colectivă, generală, este o zi, cartea 17, este Spiritul Focului, o carte plină de energie. Puterea creației, puterea noastră interioară. Astăzi putem scoate din noi tot ce este mai bun, mai frumos. Două arcane majore care încununează această zi este sub incidența acestor două arcane, forța, puterea, 8. 1 plus 7 este egal cu 8, puterea. Este o binecuvântare, o unealtă frumoasă pe care cu toții o deținem și pe care o putem folosi pentru noi. O putem folosi să manifestăm tot ce ne dorim în această zi de 17. Steaua este cartea acestei zile. Energie, steaua și puterea. Spiritul focului astăzi. Steaua, putem manifesta, dragilor, avem o putere mare de manifestare astăzi și putem face ca lucrurile să se întâmple, să facem ca tot ce ne dorim să devină așa cum vrem noi. Haideți să vedem ce ne spun cărțile pentru această zi frumoasă de 17. Aici este spiritul focului, puterea și steaua. Să vedem ce vine către noi. 17 noiembrie. Și să vedem. Cinci de spade, patru de cupe, nouă de cupe, doi de băte, nouă de bâte și 5 de cupe la capătul setului de cărți, carul. Putem, dragilor, să manifestăm tot ce ne dorim. Aici sunt regrete, sunt războaie purtate cu noi, lupte, bătălii, frici, temeri, oportunități ratate. Abundență în spate, această persoană stă și se gândește la cum ar fi putut să fie, dar n-a fost, la ce a avut și ce nu mai este, gânduri, tristețe, melancolie, frici. Frici pentru lucrurile pe care le-ați trăit, pentru visele pe care nu le-ați visat și neîmplinirile avute, doar că se rupe această energie în această zi plină de magie, de energie, de putere, de manifestare. Aceste lupte și bătălii se închid. Această persoană lasă imaginea sa tristă în apă, se uită în apă, se privește și lasă toată tristețea acolo. Se oglindește în această apă și se vede exact așa cum este. Și începe să vadă binecuvântările. Cele două cupe pline, care nu sunt sparte, nu sunt vărsate. Ridicați, dragilor, capul de aici pentru că astăzi este o zi frumoasă, este o zi în care putem accesa tot ce ne dorim. Putem cere Universului să ne împlinească o dorință mare. Aici vine către noi ceva frumos. Nouă de cupe. Este o abundență și o plenitudine, o frumusețe. Copacul este roditor, a dat roade. Toată munca, toată tristețea, toate bătăliile purtate nu au fost în zadar, au fost cu un rost. Iar acum, în această zi, culegeți roadele. Aici se întâmplă ceva frumos.
Carol, se face un echilibru între această tristețe, acest trecut în care nu ați mai văzut binecuvântările. Dragilor, fiecare zi este o nouă poveste, în fiecare zi putem scrie o nouă poveste, putem face ca lucrurile să se întâmple bine pentru noi. Contează foarte mult cum reacționăm la toți stimulii și toți factorii care îi întâlnim, toate lucrurile, toate evenimentele, trebuie să le acceptăm cu blândețe și să le înconjurăm cu multă iubire și să mergem către visul nostru, către ce ne spune sinele nostru divin suprem cel mai înalt. Ziua de 17 aduce o energie benefică, bună, creativă, cu multă pasiune. Aici veți întâlni persoane benefice vineri, persoane bune care să vă ajute să mergeți către visul vostru. Aici această carte este foarte frumoasă. Acest om stă într-un echilibru total, complet. Călărește doi cai în picioare. Un picior îl are pe un cal, un picior îl are pe un cal. Și stă totuși într-un echilibru. Caii aleargă, iar el dansează, se bucură. Nu se gândește nicio clipă că poate să cadă, poate să are încredere deplină și merge către visul lui. Cu energie, cu spirit de foc, cu multă creativitate, cu putere și cu magie. Este frumoasă ziua pentru toată lumea. Aici, la capătul setului de cărți, se mai vede și un rege de foc, berbecleu sau săgetător. Este o zi benefică, o zi bună de manifestare. Regele de foc este o persoană care știe ce își dorește, este o persoană independentă, un antreprenor, tot foc, tot pasional, tot energic. Ca acest spirit al focului care încununează această zi. Este o zi bună pentru toată lumea, este o zi de manifestare puternică în care putem lăsa în urmă un trecut greu care v-a împovărat, care v-a adus frici, temeri, melancolie, regrete. Regretele le putem lăsa în urmă astăzi și să accesăm această abundență, această minunăție. Semințele plantate de noi vor înflori, fructele se vor coace, totul va fi bine. Trebuie să ieșim din această stare de confort și să privim puțin mai departe de noi, de credințele noastre, de tot ce se întâmplă în microcosmos. Trebuie să accesăm energia colectivă, conștiința colectivă și să mergem către visul nostru, către aceste corăbii care se văd navigând. Eremitul. Introspecția, rapid facem o analiză a vieții noastre și ne întrebăm dacă suntem în locul potrivit în acest moment. Putem să ne îndreptăm astăzi către ceva minunat, către această abundență. Ziua se închide cu această stare de bine a sufletului. Manifestăm corect și dorințele devin realitate. Este o zi benefică pentru toată lumea astăzi. Este o zi cu puternică dorință de manifestare și cu împlinirea unei dorințe. Această zi aduce mult noroc tuturor. Renunțarea la lucruri care ne sabotează și mergerea către un vis. Fără ego, curați, recunoscători fiind de toate binecuvântările pe care le avem. Suntem sănătoși, suntem buni, suntem empatici, putem accesa persoane la fel ca noi, atâta timp cât stăm drepți în fața credințelor noastre proprii. Frumos, ne îndreptăm către ceva bun, benefic, către o stea. Vreau să văd și de aici o carte pentru această zi de 17 noiembrie.
pentru toată lumea, să vedem. Trebuie să renunțăm la perfecționism, la control. Este Lilith în fecioară. Am văzut eremitul, probabil pentru fecioare, pentru lei, pentru vărsători este un mesaj direct. Această zi aduce renunțarea la control și lăsarea în voia sorții. Mergem către un vis și manifestăm puternic în această zi, renunțând la control și lăsându-ne în voia divinului. Toate lucrurile se întâmplă pe o energie benefică. Spirit de foc este repede, este cu putere, este cu credință, cu magie, focul. Focul nu se stinge niciodată dacă are toate elementele necesare pentru a rămâne aprins aici. Această domnișoară care are de fapt picioarele, îi sunt un trunchi de copac, are în mâine aceste două flăcări care nu se sting niciodată, le manifestă și ele există. Manifestați, dragilor, pentru că puterea noastră în această zi de manifestare este foarte benefică, foarte bună. Renunțând la perfecționism, la control, avem parte de curățarea energiilor, de claritate și putem accesa conștiința. Putem să accesăm lucruri benefice pentru noi, să tăiem aici stringuri, lucruri din trecut care ne întristează, care ne împovărează și ne țin în frici. Este o energie foarte bună astăzi pentru toată lumea și Neptun. Magie, imaginație. Este cartea numărul 30. Este cartea peștilor, este cartea care ne aduce această magie a manifestării. Conștientizăm că suntem proprii noștri creatori în această zi și manifestăm toate lucrurile pe care ni le dorim. Este o magie în această zi pentru că suntem sub incidența numărului 17 a puterii a stelei și a acestei energii, a spiritului de foc. Creem, co-creem propria noastră viață. Foarte frumoasă energia pentru toată lumea. Iar aici avem Venus la capătul setului de cărți. Avem Venus și avem carul. Mergem către iubire și abundență, mergem către desăvârșire, către o persoană benefică nouă. Trebuie să accesăm sufletul pereche pe o energie curată, curățată. Aici se face curățenie, aici renunțăm la perfecționism, la control și ne îndreptăm către o desăvârșire. Se poate în această zi, o zi cu putere mare de manifestare. Manifestați, dragilor, tot ce vă doriți, pentru că visurile devin realitate. Vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!